pregătiți să dăm drumul la un nou draft epic pe canal. Ce fac băieții? Și hai să facem senzație în FC24, jucăm post-patch. Sper eu gameplay-ul să fie în final. Bun, hai tată, pe ei! Cele mai bune prețuri pentru coins în FC24 le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Haide tată, am plătit bănuții, suntem pe contul de Road to Glory și hai să vedem ce formație jucăm după patch. Bă, mâncaia și păi, ce să joci aici când... Bă, n-ai nimic bun, nu te cred. 5-2-2-1? Nu, 4-3-3 holding, 3-5-2, 4-5-1. Nu știu ce să joc. Bă, 4-1-4-1 ăsta și 4-5-1 ăsta, zici că e la fel, frate. CDM și 2CM... Și ăsta e 3CM. Bine, mai 4-5, n-am jucat niciodată formația asta. N-am jucat-o niciodată, vin de la capitan. Du-te, bă, gold pick. Vini Junior. Îl iau pe Vini, hai să vedem. Are 5 stella skill moves. Hai cu Vinicius. Pe atacant. Deci tu, n-ai când ceva frumos să facem și noi o combinație. Vine în Cat, ia luăm și noi după Cam Iago Aspas. Pe right mid. Văd că tot ne ține acolo în așteptare și toate cardurile care ne-au picat până acum sunt numai gold, bă, ești nebun. Una locura. N-am început niciodată un draft așa în ultimele 2-3 săptămâni. Nu te cred. Bă, nu pot să pun draft ăsta pe canal. Dați-mi altceva, nu pot să-l pun, jur. Du-te de aici. Mangala, Billing, bă. Nu pot, nu se poate. Mi-e și frică să mai aleg ceva. Mă duc jos aici. Ia vezi. Trebuie să dea ceva până la urmă. Oh! Johan, nu l-am avut niciodată. 5-5. Thunderstruck. Ce mișto face cardul. Gata, pe ăsta putem să-l punem. Power shot plus chip shot. Incisive pass. Tiki taka. First touch. Trickster. Flare. Trivela. Technicalus. S-a plecat, s-a dus. În călătorie. Bam, bim, bum, bam. Ia uite-l. Continuăm. Mai dă încă unul. Da, tati. Abili? Bă, ce? N-am avut niciodată, fii atent. Chip shot, dead ball, tiki-taka, flare, technical și are acrobatic plus. Dar e scundă, nu? Medium, high, pitidică. Sau, hai mă, să iau și abilii. N-am jucat niciodată cu abilii. Hai cu abilii, tată. La rezerve, deja s-a întors. Ia right back din la Liga că n-aveai. Poate aici se ascunde ceva frumos în cuncu. Francescoli pe striker. Ce mai are? Câfu și cam. Oricum, ovițule, n-ai ce altceva. Băi, ne sparge câmul ăla, mă. Ne spargem. Poate îl dăm off-cam pe ăsta. Wilson Scov, Mașa. Veșnicu Mașado, mă. Veșnicu Mașado. Și combinăm aici cu un Metcalfec. Thiago, Jurcek, Jorginho, mă. Calci. Hai, Calci, vino încă. Poate un icon pe aici, pe spate. Tiki-taka. Upamecano, Thiago Diallo, care nu face nimic la chemistry. Upamecano, în schimb, cred că asta... Nu ne vine nou francez, sigur vine un francez. Ia Upamecano, viță. Ia Upamecano, sigur, cu Franța vine ceva pe aici. Todibo, mă! Crăciun? Moldovian, bă, din Polonia. Așa că în Polonia, ok. Și aici Todibo. Păi, știu cum a venit? V-am zis că vine. V-am zis că nu are cum să nu vină un francez. Vine un francez, 100% și Teolino. Care, ui, mamă, mișto. Iau Teo. Bă, au venit 3 la rând din form. N-am văzut în viața mea așa ceva. Nu pot, nu. N-am văzut niciodată. Dodo mai bun. Eu nu am văzut de când joc FIFA sau FC. Eu nu am văzut în viața mea. Să începi, să n-ai nicio treabă. Știi cum ar veni cu Liga, cu naționalitatea. Să încep cu un fundaș central din Franța. Să pici al doilea fundaș central din Franța. Tot din form. Al treilea fundaș lateral. Tot din Franța in form. Și al patrulea, tot un francez, nu infuna, tot francez. Băi, n-ai cum. Și dintr-o dată s-a transformat într-un draft foarte, foarte, foarte interesant. Și continuă la mijlocul terenului cu KDB, de la periculos, bă. Are ceva, are treabă cu chemistry, ești nebun. Henderson, mișto. Luăm portarul, bă, parcă n-aș lua portarul. Parcă m-aș mai primi. A, Bilibu, uite-ai de-a. Mamă, ești nebun, creștem cu 8. 24. Wow, draft al francezilor. Mișto, ia tata. Hai cu totul francez aici. Bussi, o francezoică de fapt. Mai avem două picuri colo în dreapta. Nu le-am luat. Scov, clasicul, inegalabilul Scov, mâncalaș.
Așa a spus pe fund, n-avem ce să facem cu ei, nu? N-avem absolut ce să facem. Avem deja linia de fund franceză frumos. Pero. Și doi pe aici, băieți. Ia, băieții mei. Bă, nu. De ceva și bun. Nu mă lua la o hacină. Bă, da, rămâi ăla, de ce nu ia? Și ultimul de aici. Haide, tată. Veia. Di Maria, îmi place. Vezi că Di Maria îmi place. Luque Bacchio. Mi-au driblerul, șef. Angel Di Maria vine. Chemistry nu e full, dar asta e puțin chiar aranjăm. Noi avem și un Francescoli. Ia mă, cu portarul în când ne ducem? Vezi că e bombă portarul. Nu e aia că, în schimb, Ederson în full te duce în 30, Navas 25, 30, Alisson. Hai cu Alisson. Trei, cine n-are de la noi? Vini n-are și râmă, mă, n-avem niciun râmă. Căfă, cam, căfă. Bă, și cu Di Maria tot unul e acolo, ești nebun? Suso nu-ți ia mai mult. Nu văd alte opțiuni pe aici. Nu văd alte opțiuni pentru full, din păcate, mă. La sub. Și portarul ăsta. Bă, Daikon, te rog, Daikon. Nu, dar dă-te Tibo. Neuer, Cechny, Endel, Trapp. Ia-l, mă, pe Tibo. Pierdem, da, e destul de high rated. Mișto aici. Și hai că iar, stai să iau și managerul. Stăm la ce? Na, stăm la nimic. N-ai cum să-l faci pe ăsta. Dacă vin cu un RW, stăm la La Liga. Spaniol La Liga. Da, bă, Spaniol La Liga e, nu e full cam, pentru că îi mai lipsește cum. Ba da, Spaniol La Liga. Bă, se poate. Fii atent că se poate. Spaniol La Liga. A dat, dar nu-i destul, pentru că nu e La Liga. Aproape, mă. Aproape. N-a fost chiar atât de rău. Se putea mai bine, însă. 118. Hai să facem line-up acum. Foarte important să ne construim o echipă puternică. Vreau să-l văd pe KDB ce traitor are la shooting. Are Trivela doar și mai are ceva aici, dead bow. Eu zic la shooting pentru că acest trade de la physical, Trivela asta ar trebui să fie la scoring. Acolo ar trebui. Păi mi-l bag de la început dată pe Di Maria, să știu o treabă. Și mai-l bag și pe Francescoli. Păi nu se poate altfel, chiar dacă pierd, să fie sănătos și ei. Francescoli ce are? Asta are și finish shot, power shot. Are ceva aici, first touch plus, bă, mișto, technical. Craif acolo, 5-5, apărarea e bună. Și hai să lucrăm un picuț și la tactici. Un stay back, ăștia doi cover center, attacking, ăștia e tute în față, tată, băieții mei, în față. Și cam atât o jucăm. Bam! Și la tactici un direct passing. Suntem destul de bine pe fund, dăm 60. Aici. Bomb! Ăla sunt! Hai pe ei, tată! Wow, Mbappé, Craif! Atacul e șmecher. Șmecherul adversar. Scos portarul nebunul. Ce greșeală face și Francescoli. Cu finesatul din careu. Easy peasy, facem 1-0. De ce o fi și cu portarul acolo, frate? Ia vezi, merge pasa? Ar trebui. Hop, nu dă, ia să vezi, nu dă de aici. A, da, mă! Cât de elegant e Craif la finalizare, mă! Cât de elegant! Frumos, Craif, elegant, total, perfect, 3-0. Craif, are și pe Mia Ham și bro, și Thunderstruck. Vini, olo. Hai, Vinico. Bă, trecut prin ești nebun. Mai merge una? Și încă una? No, trebuia să mai inventez eu ceva. Are echipă șmecher rău golanul ăsta. Bă, da, șmecher rău. Mamă, cât de mișto face Craif acolo, din păcate. Bă, blocat în ultima secundă. Are finez, nu, Di Maria? Oare ajung să dau? Pe verde chiar. Haide. Încă un blocaj. Nesta e munte acolo. Aduce. A prins. Puh! Ok.
Hai, Francescoli! Ai, craifi! Face spectacol! Nu, craifi, dă-i la lung, că e gol, tată! Craif! Mamă, ce salvează-și Michael! Haide, De Bruyne! Da, tate! 3-2! A ieșit la 3-2, vă dați seama ce șanse credea el că mai are. Semifinală, Locatelli, Rutului, Rodrigo Puig, Jorginho și Mbappe. Ok, hai cu francezii mei să ne scoată, tată! Wow! Bă, cum a furat mingea de la fundaș, frate, incredibil. Hai, Francescoli! Oh, cum a scos golanul ăla! Hai, Cruyffie! Nu cred că a scos ăla, bă! Nu mai scoate! Scoate, mă, ești nebun! Două din două, bravo! Hai, dă-i mă și noi, bă! Nu înțeleg cum scoate, frate, Spider-Man ăla. Haide, tată! Hai, mă, alt blocaj! Haide, Maria! Haide, tată! Du-te! Bă, nu se va schimba, bă, cu jocul ăsta! Nu se schimbă nimic, bă! Bă, nu, cred că sunt, e 10-2 la șuturi, mă, vere, cu ăsta. Haide, mă, un pic și noi! Hai și noi un pic, haide, tată, hai! Bă, eu nu cred că trebuie să-i fac atât de multe lucruri ca să marchez un gol, mă. Eu nu cred. Să-l driblez de 70.000 de ori. Stai că dăm după aia la șuturi, că e teroare. A, mi-aș mai fi dorit un atac, recunosc. A, rămân dezamăgit după draftul ăsta, după meciul ăsta. Jocul pe o conexiune proastă, rămâne prost, n-ai ce să faci. Joci cu un adversar. Deci eu jucător de ultimele 3 weekend league-uri, 20-0, 20-0, 19-1, da? Și joc cu un adversar care ratezi din toate pozițiile, lui intră tot. Cât timp degeaba ajustezi tu anumite chestii la gameplay dacă nu faci, dacă nu rezolvi lucrurile cu serverele și scripting-ul. Nu poți să salvezi. Și oamenii care se întorc să joace jocul acesta se întorc pentru o perioadă scurtă, altfel nu se întorc mai mult. Haide totuși să vedem și premiile. Jumbo Premium Gold Pack și un Premium Gold Pack. Hai să fim pozitiv toate. Totuși poate aici reușim și ne pică ceva. Un Jumbo cu Australia, răbă, nu e Angel City. Eu nu mi-aduc aminte dacă am avut vreodată unul la draft anul ăsta. Riley de 78, pack weight cam oribil, știi, mai maxim un Foderica. Ăsta e Jumbo, era premium, m-am încurcat în el, recunosc. Italia,
CDM de la Arsenal, Jorginho. Băieți, asta să fie totul pentru astăzi. Hai că ne luăm revanșa în următorul. Vă pup, o viță, zi faină la toată lumea. Pa, pa!